Casa mea se va chema o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Sărbătoriți Crăciunul cu alcool și clementine și apoi vă dușmăniți ca hoarda de barbari. Casa mea se va numi o casă de rugăciune, cetatea stăpânită de pace și de Duhul Sfânt. Dar voi ați transformat-o în sărbătorile păgâne, amestecând uleiul veșnic cu morile de vânt. Casa mea sunt pietre vii, spălate de păcate, cu sângele care a curs pe cruce pentru toți, și nici de cum castele în crâșme transformate, de abjectele halate, spălate cu diplome de hoți.